weekendului. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că doare, dar merită vorbit. Probabil nu există rușine mai mare, durere mai mare dacă e să te uiți la sportul românesc. Nu e prima dată când facem o dezbatere despre, cum s-ar spune, locul și halul în care am ajuns, dar cred că fotbalul e o parte importantă din societate. Nu e doar sport acolo, nu e doar alergat după balon. E o parte din noi, e o parte din modul în care creștem, e oglinda societății și de multe ori în caz de victorie este un sport care impulsionează funcționarea economiilor și a societăților. E studiat și bine arătat. Ne lasă stări de bine atunci când câștigăm și probabil națiile sunt în bernă când pierdem, așa cum suntem noi astăzi. Știu că vom căuta vinovații astăzi și imediat dau drumul la linii, dar poate sunt cauze mai profunde. La 0372069599 vă întreb dacă mai aveți răbdare cu această națională, dar și care sunt cauzele profunde ale acestui dezastru și cine trebuie să plece, antrenori sau federali. Înainte de a deschide însă discuția cu voi, l-am invitat pe comentatorul partidei de aseară, Emil Grădinescu, comentatorul Prima TV, să fie 5 minute alături de noi, să deschidă, de fapt, această dezbatere națională. Salutare, Emil, mulțumesc că ai acceptat. Salut, Cătălin, mulțumesc de invitație. Ai spus lucruri grele aseară la finalul partidei, lucruri remarcate de o țară întreagă. Da, interes pentru sportul ăsta există, audiențele arată că a fost cel mai urmărit program din România în ultimele dăți în care s-a jucat. Deci lumea vrea fotbal, dar lucrurile arată dezastros. Unde te uiți astăzi, mai la rece așa? În primul rând, te ascult pe tine, Cătălin, și îți dau dreptate, pentru că, într-adevăr, un rezultat, să zicem, negativ în sportul românesc și mai ales al naționalei României, picură în sufletele noastre ideea asta că suntem o rasă, nu, o nație inferioară. Pentru că a doua zi dimineață mergem și discutăm, băi, ce ne-au făcut ăia, ia uite, unguri au câștigat, băi, dar în ce hal am ajuns, și îți creează clar în mentalul ăsta colectiv un sentiment negativ, de lehamite și de pesimism. Deci, după părerea mea, problema asta a echipei naționale, ca și a sportului românesc în general, dar să zicem de echipa națională, problema asta trebuie tratată în alt spirit decât cel mercantil al capitalismului, al societăților care trebuie să creeze profit. Nu, trebuie tratată într-o cheie naționalistă, aș zice. Adică să trecem puțin peste interesele individuale ale cluburilor, să judecăm problema în profunzime și, repet, în cheie naționalistă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să lăsăm loc de dezvoltare jucătorilor autohtoni, care ulterior pot alimenta naționala. Ce se întâmplă? În România există două perioade, înainte de 2010 și după 2010. Mă refer la fotbalul românesc. Înainte de 2010, rezultate, să zicem, decente, bine, mult mai bune până în 95, dar, zicem, până în 2010, rezultate decente, calificări ale echipelor naționale, ale cluburilor și așa mai departe. După 2010 intervine un element care deosebește esențial perioada dinainte de 2010, numărul mare de jucători străini. Acești jucători străini vin, împânzesc campionatul și blochează dezvoltarea juniorilor noștri și mai ales accesul lor la echipele mari. Uitați-vă, de exemplu, CFR Cluj câștigă de 5 ani de zile la rând campionatul cu o echipă formată în majoritate din jucători străini. Adică la națională... Emil, la propui, da, de fapt, limitarea numărului de străini ca să... Limitarea numărului, așa cum se întâmplă în alte țări. Așa cum se întâmplă în Olanda, în Belgia, în Austria, numărul de străini este limitat. Și sunt modalități clare și 100% legale, în acord cu legislația europeană, de a limita aceste... Nu vreau să intru acum în amântă, că nu știu dacă am... Da. Dar sunt
măsuri care se pot lua, prin care numărul de străini să poată fi limitat. Dacă ar fi să răspunzi la întrebarea emisiunii noastre, domnule, azi trebuie să plece cineva, antrenori sau federali, ce răspunzi? Aș răspunde așa, poate că Răzvan Burleanu este un manager iscusit. Poate că, într-adevăr, a fost animat de bune intenții. Însă, ceea ce a creat el, acea mașină de vot care îl poate așeza pentru eternitate în fruntea federației, poate că mașina asta de vot i-a dus acest val cumplit de ostilitate. Eu, de când sunt în fotbal, n-am auzit ca un stadion întreg să urle 90 de minute, indiferent de scor. Nu neapărat că ne-au bătut, dar și la 0-0 era același lucru, să urle împotriva federației. Deci, asta e un element de cum să zic, de râs. Nu poți să oferi credibilitate lumii dacă tu te înconjori de fotbal feminin, de fotbal în sală, de fotbal mic, de fotbal mare, de sate, de AJF-uri și așa mai departe. Adică s-a creat un sistem de complicități care pune sub semnul întrebării bunele intenții ale federației. Și, deci, și de Edi Iordănescu ce spui? Edi s-a aruncat cu capul înainte fără să se uite dacă sunt bolovani de desubt, dacă sunt stânci. El a acceptat, până la urmă a fost un gambler, poate că îmi iese, poate că nu. I-aș reproșa niște aspecte ale selecției. Unii au jucat, alții n-au jucat, poate că n-a ales bine echipa. I-aș mai reproșa de asemenea faptul că Naționala României nu are consistență și mai ales nu are fluență în joc. Pentru că asta remarcam și ieri. Deci muntenegrenii, când ieșeau din apărare, o făceau cu 5, 6, 7, 10 pase consecutive fără ca ai noștri să atingă mingea. La noi totul era scremut, era câznit. Asta a fost era sentimentul întrerupt. General, da, de neputință. Emil Grădinescu, da. Îți mulțumesc tare mult, o să dau drumul la dezbateri. Cred că Emil se va întoarce la noi în studio pentru o discuție mai amplă. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să deschizi această dezbatere. E rândul să auzim poporul. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Cine trebuie să plece? Dacă trebuie să plece cineva? Din punctul meu de vedere, da, aș fi de acord cu interlocutorul de mai devreme să plece cineva din federații, inclusiv președintele federației, pentru acest sistem nociv pe care l-a creat. Iordănescu, nu știu dacă e cazul să plece. Pentru că dacă înscria Ștefănescu la 1-0 pentru ei înainte de pauză, dacă golul lui Pușcaș era validat de VAR, cu totul și cu totul despre altceva discutam la ora aceasta. Din punctul meu de vedere, marea problemă a noastră este la atitudine, la creșterea copiilor, la faptul că nu cred că vom putea face performanță atâta vreme cât există în România cluburile de copii și juniori ca afacere. Nu poți să faci performanță pe banii părinților. Nu poți să faci performanță pe echipele făcute de părinți. Antrenorii de la copii și juniori și cei care sunt în acest moment în fruntea acestor școli de fotbal sunt niște angajați a unor TRL-uri care fac performanță fix pe banii părinților, atât cât pot să facă. Zici așa. Aici o mamă. Sunt mamă de copii, Chris. Sunt mamă de copii care joacă fotbal la club sportiv privat pe Facebook, ne găsiți și acolo. Am încurajat și încurajez copiii să performeze ca să ajungă jucători de fotbal și sunt profund dezamăgit să aud de la un alt părinte că, ca să ajungă doar să fie văzuți de cei de la echipa națională, trebuie să dai șpagă. Mă rog, ea avansează și o sumă, 7.000 de euro. A, nu crede. Adică chiar așa un copil bun, dacă e de națională, nu e luat la națională? Adică are tăiate aripile așa? Nu cred. Chestia asta, da. S-a mai povestit? La zvonuri suntem campioni. S-a mai povestit în această emisiune de șpăgi, de lucruri, de atenții date antrenorilor, dar mi-e greu să cred că o națională sau un antrenor de națională refuză să vadă. Nu știu. Nici eu nu cred. Chestia asta nici n-am auzit vreodată de
acest lucru. Ideea e că fără investiții majore, dar majore, vorbim de Ungaria. Ungaria investește într-un club din România. Se pare normal? Cred că în două. Mie nu mi se pare normal, dar în momentul în care am făcut dezbatere aici, dar în momentul în care am făcut dezbatere la această emisiune, țin minte că eram la Avocatul Diavolului, eu am luat bătaie. Adică oamenilor nu li s-a părut anormal că Ungaria face tot felul de investiții aici. Ok, e de discutat. Bine, probabil că oamenilor din acele două regiuni. Da, aș vrea să fim așa ascultați acolo. Mulțumesc tare mult, Dan. Rețin aceste idei. Eu cred însă că este vorba de cauze mai profunde aici. Și în această emisiune o să le căutăm. Nu e vorba doar de Chiricheș și Iordănescu și Burleanu. E vorba exact de ce spune această mamă, de acest sistem viciat, profund, de calitatea celor care muncesc în fotbalul acesta. E vorba și de oamenii care apar de multe ori la televizor, dar o să revin la chestiunea asta și la modul în care se muncește, de fapt, de către ei. Foarte ușor să ceri dinspre Burleanu, Iordănescu și jucătorii naționalei înainte de a vedea ce producem acolo. Dar mai căutăm cauze. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Referitor la subiect, să credeți ceea ce scrie acea mămică, este adevărat. Da? Da. 100% puteți verifica, puteți face anchete și o să vedeți că ceea ce scrie acea mămică este adevărat. Din păcate, la noi, în sport, nu se pleacă de la o bază, nu se pleacă de la a face performanță și doar de a face business. Din păcate, noțiunea de business la noi în sport, nu numai în fotbal, în toate, din păcate se rezumă doar în a cere niște bani fără a oferi ceva spre performanță. Asta e cel mai tragic în sportul românesc. Că nu se oferă performanță pe banii care tu îi plătești pentru copil sau cum spun și alți părinți. Și din păcate ajunge să joace un copil care părintele are o susținere materială. Doi la mână. O altă problemă este că selecția, gândiți-vă un copil de, în care părinții lui câștigă 1, 2.000, 1, 3.000 de lei. Ce șanse ar putea avea să facă sport în România atâta timp cât el trebuie să-și plătească turneele, el trebuie să-și plătească antrenamentele? Zero. Încă o dată, dacă deci e bun, deci dacă e bun, Alexandru, tu spui așa că sistemul nu-l sprijină? Nu. Nu. Ok. Știi ce spune aici Florin? La academiile, aici sunt supărat chiar și pe Academia Hagi. Da. Pentru că noi vedem că în ultimii 10 ani, de când Academia funcționează, cei mai performanți jucători au ajuns cei ai foștilor fotbaliști. Din păcate, un jucător ca Bănel Nicoliță, care n-avea nicio șansă, să zicem, datorită sistemului de atunci, a reușit să ajungă fotbalist. În ziua de astăzi, un copil ca Bănel Nicoliță n-are nicio șansă să ajungă fotbalist. Pentru că, în primul rând, nu-l caută nimeni, nu-l selecționează nimeni și nu investește nimeni în el. Am tot respectul pentru ce a construit Hagi acolo. Mi se pare că e din alte vremuri. Sunt de acord, dar din păcate cea mai mare problemă este cadrul didactic care predă la copii. Așa. Și acum te întreb eu pe tine, unde joacă cei mai mulți jucători produși de Academia Hagi? Nicăieri. Din păcate, nicăieri. Asta e grunta realitate. Nicăieri la nivel de top. Asta. La nivel de top, da. Joacă în campionate, gen Rusia, Ucraina, poate, nici acolo nu ne reușim să ne... Rusia ar fi extraordinar, da. Da, da, nici acolo nu reușim să ne impunem. Nici la echipe de Liga 2 în campionate puternice nu reușim să ne impunem jucătorii. Și dacă ne uităm, echipa națională are la bază, din păcate, copii care au fost crescuți de academii, că părinții lor au ales să plece în altă țară. Bună observație, mulțumesc tare mult. Asta e foarte important de spus. Dom'le, care este standardul muncii în fotbalul din România, da, la academii și la cluburi profesioniste? Care este acel standard de muncă? Ce produc oamenii aceia și la ce nivel? Și mai mult de atât, îi văd pe unii apărând mereu la televizor și de fiecare dată întrebarea mea este
Pe ce se întemeiază criticile voastre? Care este performanța voastră profesională? La clubul la care ați fost administrator, manager, că mulți dintre ei sunt implicați acolo, da? Ce ați făcut voi? Știți că e același grup de fotbaliști care mereu apare acolo, unii dintre ei sunt și foarte critici. Uite, domnul Prunea, de exemplu, ca să zic un singur nume, da? Domnule, care e performanța aia profesională care vă însoțește aceste critici? Sigur că eu înțeleg că vă pricepeți la fotbal, dar care e? S-a construit vreun club în România? E vreo academie care a dus la un nivel impresionant toate chestiunile astea? Zice Florin Smaranda pe Facebook, cauza, după părerea mea, este corupția generalizată, pentru că este un numitor comun pentru toate ilegalitățile și nelegiuirile comise. Vinovați toată conducerea federației și a ligii profesioniste. Chiar așa. Domnul Iorgulescu, cu ce s-o fi ocupând înainte de a păstori cele 30 de milioane de euro pe an pe care le plătesc televiziunile? Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct. Cam amară zi. Salutare, bine v-am găsit. Aseară am fost pe stadion cu băiatul care are 10 ani. Am auzit toate scandările peluzei. Am fost chiar în peluză acolo. Au înjurat mult la adresa federației și pentru prima dată parcă nu mi se mai părea obscen, nu știu cum să zic, o senzație ciudată. Ce mi-a părut foarte rău este că mi-aduceam aminte când eram eu de vârsta copilului și mă bucuram, mă uitam la televizor la echipa națională și vedeam rezultatele alea extraordinare. Mi s-a părut așa un dat, adică eram obișnuit să se întâmple treaba asta. Mă uit la copiii ăștia care se uită pe YouTube, deci băiatul meu se uită pe YouTube și vede echipa națională de acum ceva ani în urmă și pare aproape greu de înțeles cum era o altă echipă. Deci că atunci, la nivelul ăsta atât de jos, nu este o singură cauză. Că n-ai cum să faci o singură cauză. Așa. În primul rând, dacă vă uitați, ați vorbit despre selecție. O să le iau într-o ordine aleatorie. Dacă vorbim despre selecție în sporturi în general, tot sistemul educațional din România nu prioritizează sportul, dar nu că nu-l prioritizează. Una să nu-l prioritizezi și alta este să-l cobor câteva clase, adică copiii proști cu ghilimele de rigoare, pentru că așa e mentalitatea profesorilor, copiii proști se duc la licee sportive, copiii proști sunt cei care fac sport, adică dacă ești deștept, nu faci sport, da, nu te duci la sport. Este un mit care spune, unde să te duci cu copiii ăia pe care nu învață carte? Și atenție, eu cred că nici cluburile nu dau atenție educației alta decât sportivă. Exact. Și atunci, într-adevăr, cu mentalitatea asta în care un copil nu poate să fie educat și sportiv, educat, nu vorbim acum de premiu Nobel, educat e să știe să vorbească limba română, să știe să facă niște calcule. Adică un cetățean în societate, vedem o generație de fotbaliști care de dimineața până seara stau cu manele în cap, stau cu o cultură suburbană în permanență cu ei acolo și ei sunt preluați de televiziune din România cu tot felul de cancanuri și mondenități din astea ieftine, care sunt ridicate la rang de valoare, ei în sine nu putând să producă o valoare. Deci și presa, care le dă foarte mult spațiu, foarte mult spațiu de emisie, este în egală măsură, poartă o vină, pentru că nu trebuie să mai vorbesc despre tine. Dacă nu ai performanță, nu am ce discut ce faci în timpul lit. Fii atent ce scrie astăzi Costin Ștucan în Gazeta Sporturilor. Vorbește despre tinerii din lotul sub 21 care au făcut pasul la Naționala Mare. Băieții ăștia tineri, și asta e o chestiune verificată de el în vestiarul Naționalei, băieții ăștia tineri au figuri și filme în cap și vin la Națională doar ca să-și etaleze ceasurile și hainele. Fac mișto de tinerii care nu au salarii mari și care nu-și permit ceasuri sau pantofi ca ei. Băieții ăștia de la sub 21 domină vestiarul cu ironiile lor, cu bătaia lor de joc, fără ca cineva să-i pună la punct, fără ca un capitan, cum e Chiricheș, să vină să bată cu pumnul în masă, să zică, alo, ce faceți voi aici, opriți-vă. Vezi cum se leagă lucrurile? Se leagă, deci nu poate să fie o singură cauză. Acum, dacă iar înțelege cauza, legat de cine a trebuit să-și dea demisia, din principiu, când un stadion de mii de oameni scandează la adresa ta și am trăit-o pe pielea mea, am și spus 9 euro cât am plătit pe un bilet la peluză, mi se părea un preț mare pentru valoarea echipei naționale, dar acum, după ce am văzut meciul, contra performanța asta istorică, parcă nu mai pare așa de mult, că am văzut o echipă națională cum aproape că nu vrea să cred. Adică nici nu mă supăram, a fost prima dată când nu m-au supărat când au înscris ceilalți, pentru că era normal, adică se vedea.
Domnule, fabulos! Deci asta... Să-ți dispară, mulțumesc tare mult, Ciprian, să-ți dispară supărarea când joacă Naționala. Voi vă dați seama că există o generație de copii care nu crede în Naționala României pentru că nu a văzut-o niciodată câștigând? Cine să te umple de lacrimi și de fiori? Ioan, salutare! Cum ai văzut? Tiberiu, Ioan nu mai e. Salutare, Tibi! Alo, bună ziua, domnul Cătălin! Salutare! Foarte, foarte dezamăgit sunt o persoană care am făcut parte din toată lumea asta sportului și ca ziarist, și ca susținător, și ca absolut iubitor al fotbalului românesc. Pentru mine cea mai mare problemă în România și nu numai doar în sport este la ora actuală politicul. Unde pune mâna politicul, se alege praful. Aici cum e cu politicul? Că vreau să înțeleg și asta. Putem să o luăm de jos de la bază, dacă ne luăm cu educația, dacă ne luăm cu directori în școli, învățământ, în absolut tot. Care sunt puși acolo din vari motive, fiindcă nu sunt pe competență. Același lucru putem spune și în sport. Oameni care habar n-au fenomene, sunt puși acolo, fiindcă au susținere și că așa trebuie să fie puși acolo. Aha, nu contează competența, nu competența. Ia duce politicul la un club, hai să zicem așa pe șleau Tibi. Deci sunt cluburi finanțate de primării sau academii sau școli de fotbal. Haideți să da? Vă dăm categoric, categoric. Vă dăm niște categoric bani de la primărie, dar luați-l pe băiatul ăsta. Că el știe că e băiatul nostru și ia și el un salariu acolo. Haideți să povestim puțin și de Edi, care este un mare antrenor. Mare antrenor și vă spun din cunoștință de cauză. Așa. Băiat extraordinar, foarte bine școlit, doxat, absolut, tot ce spui, mănâncă fotbal pe pâine. Dar? Uităm puțin, rezultatele mari care le-a făcut în România, le-a făcut la niște echipe foarte mici, cu bani, foarte, foarte mult. Ce a rămas după el? Faliment, Pandurii Târgu Jiu, faliment de azi Metal Mediaș. Nu, nu-i contest calitățile, mi se pare un om educat și eu am stat de vorbă cu el. E un om care are școală, care știe să vorbească. Fotbal, poți povesti cu el de fotbal absolut orice. Și atunci nu ce nu merge? Că, sigur, ia antrenorul cu rezultatele cele mai slabe din ultimii nu știu câte zeci de ani. Este o mare diferență și toată lumea știe a fi antrenor de club, a fi selecționer. În momentul în care el este zilnic cu jucătorii, își formează un grup, știe fiecare ce problemă are, poate să pună punctul pe ei, să se ducă la conducerea clubului la care el activează, să rezolve problemele. Punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Să ajungi la echipa națională este un pas foarte, foarte mare, pe care eu cred că la momentul de față nu poate să-l gestioneze. L-a făcut în momentul de față. L-a făcut de vreme, l-a făcut înainte ca să-i să împlinească cariera, cel mai probabil. Și îmi pare rău că va rămâne cu acest bolovan în spate foarte multă vreme. Așa este, dar până la urmă este drumul lui, trebuie să-i urăm succes, să-i dăm încredere, dar problema, cum spuneam, vin din alte părți, toate problemele mari și... O să citesc... Problema mare este că noi nu vrem să le vedem. Mulțumesc tare mult, Tibi. O listă de pe Facebook zice așa: prin liberalizarea circulației și a forței de muncă, cei mai bine cotați jucători din România au plecat în alte țări unde se câștigă mai mult. 2. În campionatul românesc au venit o serie de jucători de mâna a doua sau de a treia din alte țări pentru a câștiga o pâine mai bună aici. Fiind foarte mulți jucători străini, numărul locurilor vacante pentru jucătorii români a scăzut considerabil, deci și baza de selecție. Până nu se va schimba legislația din domeniu, situația nu se poate îmbunătăți. O propunere fezabilă ar fi ca pe teren fiecare echipă românească să aibă maximum 5 jucători străini. Nu-i mai huiduiți pe cei de la Națională că fac doar ce pot. Sigur, raționamentul e ok, până la un punct. Dacă cei mai buni jucători din România au plecat la cluburi din afară, unde sunt ei și de ce nu aduc nici măcar un sâmbure de performanță? Aia este marea problemă în acest moment pentru mine. Andrei, salutare, ce zici? Salut, Cătălin. Cred că s-a discutat deja destul despre problema asta cu
jucătorii români care nu joacă în campionatul nostru. Aici aș puncta doar faptul că o națională, ca să fie, să zic, puternică, jucătorii trebuie să joace împreună, să se cunoască. Și asta nu se poate face decât dacă joacă și la echipe de club sau joacă cumva în aceeași ligă, cât în măsura posibilului. Eu aș vrea acum să mă leg de niște cauze pe care eu le văd cel puțin de 30 de ani de când am început eu școala. Eu joc tenis recreațional și lângă terenurile de tenis sunt terenuri de fotbal, unde joacă juniori. Echipe de copii, cam 10 ani, așa, când au aceștia meci, nu te poți înțelege cu nimeni pe terenul de tenis, pentru că cei doi antrenori urlă non-stop. Deci, nu știu, 90 de minute, îți jur, urlă non-stop. Îi înjură pe aia care greșesc, îi laudă pe aia care fac bine, deci ceva de genul, bine mă, ai dat-o bine, uite mă, ai greșit. Dacă ăsta este nivelul, nu știu dacă putem generaliza asta, dar am mai auzit și de la alți prieteni, sau zic cunoscuți, dar dacă ăsta este nivelul a antrenorilor de junior, de cluburi mici și foarte mici de fotbal, nu cred că genul ăsta de persoană poate să formeze un jucător de viitor. Bravo. Cred că suntem de acord cu faptul, bravo, că sportul formează caractere. Bravo. Și mai e ceva. Generațiile noi s-au schimbat. Știu că au drepturi, au atitudine și înțeleg lumea în mod diferit. Dacă tu te adresezi lor cum se adresează domnul Tadici de la handbal, jucătoarelor, exact, sale... E stilul ăla. E, așa. Pui mâna, da, pe el, spui, îți faci în felul cu tare, felul cu tare în văzul unei întregi țări, atunci să știți că mari șanse nu sunt. Pentru că lumea s-a schimbat. Trebuie să înțelegi profesional cum să vorbești cu oamenii ăștia, cu copiii ăștia, cu oamenii din noua generație. Sunt alte abordări. Lumea s-a schimbat. Nu știu, cumva acel antrenor are și un rol de mentor. Să fie un exemplu pentru jucătorul respectiv. Să-i dea un sens. Pentru că jucătorul e un copil. Adică, nu, un copil la 10 ani. Sau, na, de când începe junioratul și de mai devreme. Și copilul ăla vede mai departe, vede mai departe corupție, lipsă de merit, știu eu, exemple proaste, toate adunate și ajunge fotbalistul de astăzi. Să știi că asta e problema. Sigur că dacă astfel de personaje acceptă bani din partea unor părinți ca să-l bage pe X în lot, asta reduce foarte mult baza de selecție viitoare. Nu discutăm acum că e moral, sigur că nu e moral, dar asta ar fi bine să ne uităm mult aici. Dezavantajează pe cei talentați, dar fără posibilități. Mulțumesc tare mult, Andrei. L-am rugat pe scriitorul Radu Paraschivescu să ni se alăture în această discuție. Salutare, Radu! Te salut, Cătălin! Te-am văzut aseară la televizor, ai fost virulent la adresa federației și sunt câteva lucruri care merită spuse, zic eu, ca să le audă cât mai multă lume. De asta te-am rugat și îți mulțumesc tare mult să ni te alături. Așadar, cu ochii la federație te-am sunat pe tine, Radu. Cu ochii la federație și nu numai. Sigur că în momentul în care la federație ai în general oameni care nu gustă fotbalul și care nu se pricep la el, cu excepția Mihai Stoichiță, care a jucat și a antrenat și a fost și selecționer, rezultatele nu pot fi bune. Cred însă că dincolo de disprețul, cinismul, lipsa de onoare și lipsa de demnitate a unor federali care nici măcar acum nu sunt dispuși să plece, fiind dispuși probabil să-l sacrifice pe selecționer, mai trebuie să căutăm niște resorturi. Și cred că e momentul să acceptăm că ne aflăm în punctul deocamdată cel mai de jos. Eu cred că, până la urmă, căderea va continua, ea nu se va opri aici, pentru că n-are cum. Și am să explic de ce. Acum suntem într-un punct în care un selecționer, fără merite enorme, cu un nume glorios în spate, a nimerit peste niște jucători plafonați, apatici, fără valoare, fără idei, uneori fără personalitate, alteori pleziriști, și să nu uităm că ei sunt, de fapt, proiecția unui campionat
slab, spre foarte slab, uneori de neprivit, și a unor jucători care chipurile joacă în străinătate. Dar unii nu joacă, alții joacă la niveluri inferioare, iar alții joacă la niveluri acceptabile, dar gasează în serie. Cazul liderului de valoare, Chiricheș. Simplu fapt că un asemenea jucător este liderul de valoare al generației spune mult despre generația în sine. Dar spuneam să ne ducem la cauze. Cauzele nu cred că țin doar de incompetența federației și de lipsa ei de apetență pentru fotbal și de înțelegerea fotbalului. Cauzele cred că țin și de felul în care este practicată libertatea după 1989, după 90. Asta ce înseamnă? Am lucrat în sport și nu numai, dar de sport ne ocupăm acum, în orizontul constrângerii, până în 1989. Așa au venit rezultatele. Rezultatele au venit cu biciul. Zăhărel era foarte puțin pentru că nici zahăr nu exista și cu atât mai puțin zăhărel. De obicei, cravașa era instrumentul pedagogic sau amenințarea sau pumnul, scatoalca. De ce? Pentru că noi trebuia în sport să câștigăm o bătălie ideologică cu Occidentul putred. Pachiaș cu vecinii din comunism. Și atunci erai obligat să faci tot ce ține de tine ca să dai rezultate. Mai mult, nu aveai opțiuni, nu aveai variante. Nu te puteai gândi că după două meciuri ajungi în Spania. Nu te puteai gândi că după trei meciuri îți iei ultimul tip de limuzină. Nu te puteai gândi la, viața luxoasă de stea de cinema, de răsfățat al scenei, la care visează acum mai toată lumea care dă cu piciorul în minge în România. Ca amănunt decorativ, dar poate nu doar decorativ, prietenele și nevestele fotbaliștilor de atunci, de dinainte de 89, nu arătau a manechine și nu erau manechine. Erau niște femei sau niște domnișoare frumoase, drăguțe, amabile, care se înțelegeau bine cu partenerii sau care nu se înțelegeau bine cu partenerii, dar care nu erau toate 90-60-90, nu pozau în reviste, nu făceau carieră pe catwalk și așa mai departe. S-a schimbat paradigma. Un tip de normalitate pe care am pierdut-o. Da, acum eu nu spun, e foarte frumos să-ți alegi o prietenă nurlie. Poate și zurlie. E foarte frumos ca prietena ta să pozeze incendiar, cum se spune mai nou. Dar în spatele acestor detalii mai trebuie să stea ceva. Trebuie să stea respectul și demnitatea pentru munca pe care o faci. Că tu dai cu piciorul în minge așa cum brutarul face pâine. Și așa cum mezelarul face cârnați. Da? Ori aici lucrurile astea încep să se șubrezească. De fapt nu încep, sau șubrezi de-a binelea. După 1990, când am fost în sfârșit lăsați să lucrăm în orizontul libertății, am constatat că nu știm cum. Și am constatat că era bine când era rău, de fapt, și când aveam acea pedagogie a biciului, o pedagogie pe care eu o deplâng cu toată ființa. Deci nu o să fiu niciodată de acord cu răcnete, cu amenințări, cu sistemul de performanță tadici, de care vorbeam mai devreme, cu alte asemenea lucruri. Cred cu stăruință în pedagogia libertății și a meritului și a valorii. Numai că, uite că oamenii ăștia se schimbă atât de mult încât în momentul când ești curtenitor cu ei, devii de neînțeles. Și îți dau exemplul lui Emery Hienei, care când a antrenat la Craiova, îi spunea lui Frăsineanu, domnule Frăsineanu. Și el alții umflau de râs toți. Păi cum adică domnule? Păi, pedagogia asta bunei cuvințe nu mai face paralel la noi. Iar pedagogia libertății cu atât mai puțin. Radu, îți mulțumesc tare mult pentru discursul tău. Să le spunem oamenilor, mă mai aude, Radu? Da, eu te aud, sigur. Să le spunem oamenilor că o să purtăm discuția asta și la podcastul de-l avem noi doi. Peste două ore. Da. Și o să vorbim mult mai mult despre asta. Am ținut ca toată lumea să audă cuvintele tale și analiza ta lucidă despre ceea ce ni se întâmplă în aceste zile. În 15 secunde doar, înainte de a trece înapoi la ascultători, te rog să-mi spui dacă tu ai o formă de speranță undeva. Nu, nici cea mai mică. Absolut. Pentru că n-am niciun motiv. Ca să am speranță, trebuie să am
un motiv, măcar unul, cât de subțire, cât de fragil, ori nu mai am. Eu sunt convins că prăbușirea va continua și că vom fi colegi cu Luxemburg într-un viitor apropiat. Mulțumesc tare mult, scriitorul Radu Paraschivescu. Vă anunț că datorită vouă care sunați în număr foarte mare la această emisiune 0372069599, vom prelungi câteva minute această ediție, pentru că da, pentru că e foarte dureros. Pentru că e foarte, foarte dureros să ne privim neputința în oglindă. Alexandru, nu știu dacă mai este acolo. Mai sunt. Bună ziua. Salut, erai pe linie, nu te vedeam. Da, salut, Alexandru, mulțumesc pentru răbdare. Adică eu aș vrea să încep doar cu... Sunt multe de spus. În ultima perioadă se întâmplă foarte multe lucruri negative la echipa națională și nu numai. Eu vreau doar să vă spun că am fost în weekend la meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Așa. Și știți ce am vrut să vă spun? Lucru care l-am avut după foarte, foarte mulți ani. Nu sunt un om foarte, foarte bătrân, însă am prins și generația de aur. A fost emoția. Când a intrat pe teren domnul Gheorghe Hagi și atingea mingea și mulțimea striga Hagi și așa mai departe, ieșea la interviuri, nu putea să dea interviu de mulțime că îl... Toată lumea la cama, m-am gândit, oare ce ar trebui să facă domnul Gheorghe Hagi, domnul Gheorghe Popescu și așa mai departe, ca să poată să ajungă la națională și să conducă națională. Pentru că cred că au făcut destule pentru noi, au fost nu numai pentru noi, și pentru fotbalul internațional, și cred că noi, ca și popor, am merita ca să avem pe cineva să ne conducă, până la urmă fotbalul este sportul rege, și să ne învețe ce ori acumulate de-a lungul vieții sportive. Stai un pic, Alexandru. Nu pot să cred că... Da. Păi, i-a fost propus domnului Hagi să conducă această națională. Credeți că domnul Hagi este un om foarte inteligent. Și el, dacă nu ar avea posibilitatea să facă tot ce trebuie cu oamenii din jurul lui, nu ar merge undeva unde adică, nu cred că este. Ideea ta este ca lui să-i se ofere întreaga putere, pentru că mie mi se pare că asta a fost miza negocierii, că domnul Hagi își dorește mai mult decât un loc de antrenor la națională, își dorește și puterea de a conduce sistemul federal. Nu el neapărat, poate oamenii din jurul lui, cum ar fi domnul Gheorghe Popescu. Da. Domnul Gheorghe Popescu a candidat la președinție, din câte știu eu, ani în urmă, da, și a fost învins de către domnul Burleanu. Nici n-a mai apucat să fie învins, că a fost condamnat la închisoare înainte cu o seară de alegerile respective. Da. Și după mi a fost... se pare un pic cam... Nu știu, nu cred că e o întâmplare. Da, cum? Asta e greu, e greu de verificat asta. Nu, eu doar să vă spun cum gândesc eu. Și eu am un copil, joacă fotbal și merg cu el doar ca să facă sport. Nu vreau să facă performanță, pentru că nici se poate face performanță. Pe vremuri, când eram copii și jucam fotbal noi, exista un liceu sportiv de care se temea mai toată lumea. Acum nu mai există așa ceva. Acum toată lumea merge la fotbal cu copiii, oamenii plătesc pentru a juca copiilor fotbal. Nu mai există cluburi sportive cum erau pe vremuri care susțineau toate activitățile. Noi acum trebuie să mergi la fotbal, plătești pentru copilul tău, plătești cantonamente, plătești turnee, plătești mingi, plătești echipamente. Mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere. Luăm publicitate, emisiunea asta continuă și după ora 14. Vă cer opinia în continuare. Cine-s vinovat și cine trebuie să plece, antrenorii sau federalii? România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prelungim România în direct după acest dezastru național în care România este umilită de Muntenegru, luând numai puțin de 5 goluri în 2 meciuri, dar avem 3 înfrângeri în 4 meciuri, iar chestiunea asta cu căderea durează de ceva ani buni. V-am cerut astăzi cauze, vinovați și eventual soluții. 0372069599, e Adi acolo. Salutare, Adi, bine ai venit alături de noi. La ce te uiți întâi? Bună ziua, Cătălin. Te ascult. De la Brașov vă spun, un oraș care a avut odată o echipă de fotbal și care acum se zbate în mediocritate. Ei, și pe lângă și echipa aia mare, pe lângă echipa aia mare ați avut o grămadă de sateliți, ați avut tractorul, o grămadă de echipe de copii. Da, da. De cluburi de copii de care alimentau echipele mari și de la echipele mari plecau către echipa națională. Atâta timp cât nu mai avem sport pentru copii și juniori, m-a spus un antevorbitor, toate cluburile fac afaceri. Iar antrenorii de copii și juniori antrenează doar copiii ai căror părinți au bani. Foarte puțin. Domnule, tot aud această chestiune, îmi vine să, la un moment dat, să fac o investigație. Vă spun că este adevărată. Un antevorbitor a spus lucrul ăsta, este adevărat. Adică noi dăm șpăci la fotbal, noi dăm șpăci la fotbal. Nu se naște nimeni, Cătălin, nu se naște nimeni geniu ca Hagi. Hagi nu trebuia să se antreneze să devină fotbalist. Hagi s-a născut un geniu. Voi îmi spuneți, al treilea sau al patrulea telefon, și nu prima dată, care îmi spune așa că, domnule, aici să dau șpăgi cum să intre la stat, la bugetari, ca să ocupi un loc, așa. Nu trebuie să muncească ca să devină fotbaliști, ca orice sportiv. Muncește, se antrenează și devine... Da. Orice sport, nu neapărat la fotbal, orice sport devine fotbalist, devine... performant, ca să spunem așa. Atâta timp cât la noi nu se mai antrenează copii juniori, nu vom reuși să mai avem performanțe niciodată. Adică de vină este sistemul profund viciat de sub, federație. Însăși federația, Radu Constantinescu voia să facă emisiune, dar nu poate. A venit aici. Însăși federație. Te-ai uitat la mine, m-am speriat. Însăși federația. Salut, Radu. Salutare. Da, este inexplicabil ce se întâmplă. Mă gândeam la Euro 2019, echipa de tineret. Vă mai aduceți aminte ce performanțe am avut cu copiii aia? Da. Păi sunt aici, că mă uitam... Ce se întâmplă cu ei acum? Ce s-a întâmplat cu ei în perioada asta? Costin Ștucan spunea în gazeta de astăzi că au numai fițe în cap. Că am citit și în emisiune, da. Și le-au intrat fițele astea după Euro 2019 în cap și s-a stricat toată treaba? Așa pare, da. Păi uite, deci Mihăile era acolo, Pușcaș era acolo, nu? Cine mai era acolo? Răzvan Marin, nu știu dacă a fost în Naționala aia acolo, da, erau destui. Portarul Radu pare că s-a pierdut pe drum. Asta este, se pierd jucătorii pe drum. Uite, eu prezint de vreo 15 ani un eveniment organizat de Academia lui Hagi, chiar acolo la el, la Constanța, Cupa Hagi se numește. Plecăm prin toată țara în căutarea tinerelor talente la fotbal, copii cu vârste între 10 și 12 ani, știi? Și mă uitam la copiii aia ce performanțe au la nivelul ăla până în 12 ani și un pic după, că se creează alte grupe și joacă în sistem din ăsta competițional, organizat de federație, joacă între ei și vin, era competiția școlilor din România, da, câștigată de o echipă, și competiția cluburilor profesioniste, câștigată de asemenea de o echipă. Se juca finala și reprezentanta României mergea unde se desfășura campionatul mondial în acel an, știi? Și jucau acolo cu alte echipe din alte țări. Ce se întâmplă cu copiii aia după vârsta asta? Asta e întrebarea, știi? Pentru că ei cresc acolo într-un mediu profesionist, sunt antrenați, sunt învățați, Hagi stătea toată ziua cu gura pe ei, antrenorii lui Gică Hagi la fel, și sunt foarte mulți jucători care, ok, au ajuns în prima ligă și mă gândesc la Ianis Hagi, care a început de la Academia lui Gheorghe Hagi, la Florinel Coman, Răzvan Marin,
Măcar cu Florinel Coman știm ce, și-a luat carne din Ucraina. Uite, se întâmplă ceva pe parcurs. Uite, hai că-ți dau un răspuns de aici, de pe Facebook. O altă problemă a antrenorilor de copii este axarea pe rezultate imediate la turnee, nu la a crește și dezvolta copiii, pentru a avea un grup care știe să joace și să stea în teren. Mai degrabă se axează pe rezultat la turneu decât să fie scopul de a forma un jucător pentru viitor. Poftim, okay. Răspuns. Obții rezultat la turneu, dar l-obții pentru că ai format o echipă, un nucleu. Da. Da? Sunt jucători talentați, cu viitorul în față. Ce se întâmplă după? Atunci când pleacă din aceste academii. Dom'le, eu cred că acolo e problema. Ia, plus la educație. Următorul pas. Plus educație. Plus educația pe care o pui copilului, plus cinste, plus demnitate. Mie nu mi se pare întâmplător că eu văd jucători de fotbal sau familiile lor fotografiate pe la casele de pariuri, de exemplu. Bine, e un tip... Păi da, arată că tu ca jucător ai o problemă, crești într-un mediu rău. Stai că mă întorc la discuția cu tine înainte de a porni și drum cu prioritate. Cred că îl mai avem pe Gigi pe telefon. Salutare, Gigi, bine ai venit la noi. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Vă felicit pentru emisiune și să știți că totul pleacă de la conducere. Zic eu, conducerea. Conducerea de... Ce numești conducerea aici? Un manager adevărat acolo. Nu avem un manager adevărat. Domnul Bureanu nu știu ce personal. Dar nu prea te auzi. Schimbă un pic poziția telefonului sau stai într-un loc mai bun. Manager este... Nu-l auzim, din păcate, pe Gigi. Hai să încercăm să refacem legătura asta cu el la finalul acestei emisiuni. Cred că ar trebui, Cătălin, continua sistemul ăsta competițional, da? Deci ai grupa de vârstă 10-12 ani, faci și grupa 12-14-16-16-18 și ții doar în turnee. Meciuri, turnee, pregătire. Și de acolo, într-adevăr, trebuie să vină cineva cu viziune și să aleagă cei mai buni jucători și să-i aducă la echipa națională de tineret și... Apoi Edi Iordănescu, ce spui? Nu știu dacă ar fi altcineva în locul lui, dacă ar putea face treabă cu actualii jucători. Da? N-aș da vina 100% pe el. Să știi că n-a fost alegerea cea mai... adică n-a fost prima alegere, a fost cinstită, a cincea alegere pe care a avut-o federația la îndemână. Asta este momentul, nu știu, uneori mi se pare că pălăria asta e mai mare. Gigi, ai revenit, să sperăm că ne auzim bine. Da, am revenit. Așa, să știți că este o pălărie foarte mare și cred că domnul Burleanu nu este un manager adevărat pentru pălăria asta, să știți. Uh-huh. Să vă spun și cauza. În primul rând, nu este profesionist. Profesionist, dacă avea performanțe sportive, fotbalistice, cum e domnul Hagi, cum e domnul Gică Popescu, cum e domnul Lupescu, cum înțelegeți? Da, era ok, dar pentru că nu are performanțe fotbalistice, nu are nici cum să aibă o performanță în fruntea reprezentativei române de fotbal. Părerea mea personală. Una la mână. Doi la mână, eu zic că îi... Da, e clar că legătura asta n-are noroc. Rămânem și cu această concluzie. Și aș zice în felul următor. Dincolo de Burleanu, de Iordănescu, de echipele lor, care în mod clar au probleme în momentul acesta, eu cred în continuare că sistemul de sub ei, tot ce înseamnă fotbal românesc sau mare parte din el, face muncă sub standard. Adică nu este la nivelul altor țări. Pentru că nu mai sunt bani în fotbal. E un motiv... Alți bani care sunt, dacă mă întreb, sunt furați sau cheltuiți aiurea. Avem o grămadă de cluburi care sunt susținute de primării și de autorități și acolo trebuie pus un semn de întrebare. Ce facem, prieten, cu banii aceștia? Da, dacă ai un club pe care îl susții cu primăria și plătești din el, din banii aceia, o sumedenie de jucători străini, care e progresul? Te bucuri ca primar că ai o echipă pe locul 7, 8, 9, 10 în Liga 1, a 2-a? Poate e momentul să ne așezăm jos, să dăm afară tot ce e de dat afară, să luăm gunoiul de pe preș, să-l aruncăm și să reconstruim. Chit că asta înseamnă și demisii, și durere. Crezi că ar fi bine să impunem o regulă din aceea, maximum 3 jucători străini în fiecare echipă? S-a discutat astăzi. Emil Grădinescu, cu care am deschis această emisiune, a spus că da, ascultătorii au scris că hai că nu 3, hai că 5. Știu că e mai greu de realizat în condițiile legislației europene a muncii, dar eu cred că se pot face niște lucruri cu niște obligativități. Așa cum am băgat 2 jucători de 21 de ani în teren,
Putem face și asta. Și atenție, care a fost reacția cluburilor la jucătorii de 21 de ani. Știi câte... N-au fost de acord, da. Da, știi, jucau un minut, îi dădeau afară, chestiuni de genul ăsta. Nu mai sunt atât de optimist, sincer. Eu știi că noi doi am mai vorbit. Dar nu mai sunt atât de optimist, din păcate. Da, și chiar i-ai apărat după I-am apărat după alături de ei, ai spus că au nevoie de psiholog, au nevoie de terapeuți, au nevoie de... Da, unii dintre ei au nevoie și de vreo două palme. A venit Victoria cu Finlanda, a fost cel mai bun psiholog, zic eu, pentru echipa asta și acum e Rădușul Rece. Nici nu mai știu ce... Și Rece venit de la o echipă care oricum... Noi știm de unde vine și știm ce probleme am avut cu sârbii, așa, în general, cu Iugoslavia, fosta Iugoslavie. Ne cam băteau pe unde ne prindeau. E mare cât cartierul Drumul Taberei. Bine, asta-i. Acum da. Dar talent cât carul. Talent cât carul. Da, ăștia am fost astăzi la România în direct, oameni buni. Radu începe programul în două minute. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. We'll be right back.